V-am găsit, dragii mei, la o nouă emisiune Wow Zodiac, o emisiune îndrăgită de dumneavoastră și mult așteptată în fiecare vineri, gazda dumneavoastră Ana Maria Ticea. Și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și astăzi. V-am pregătit o surpriză pentru cei care sunteți în fața, să zic așa, telefonului și ne urmăriți dar pentru toată lumea pentru și pentru ceilalți. Avem un invitat deosebit astăzi. Este vorba despre o persoană dragă sufletului meu pe care o admir foarte mult. Este prin tot ceea ce face în asentimentul meu și ca activități realizează emisiuni. Este realizator, producător, reporter și are legătură cu acest domeniu spiritual, un domeniu care de foarte multe ori ne intrigă. Iar astăzi pentru dumneavoastră, am invitat-o pe Dana Bălăceanu și mă bucur să fie alături de noi, Dana, astăzi. Îți mulțumesc, Ana, tare mult de invitație și eu mă bucur să fiu alături de tine și de spectatorii tăi, spectatorii tăi. Chiar eu sunt onorată că sunt alături de tine astăzi. Vreau să te întreb, Dana, pentru cei care nu te cunosc, dacă ne poți spune câte ceva despre tine. Sunt jurnalist în primul rând, da? Sunt, am intrat în presă în anul 1999, am făcut un an de radio, apoi am lucrat în televiziuni locale și de vreo 5 ani am trecut la o televiziune națională. Am fost pe rând și producător și reporter și prezentator, cred că am parcurs toate aceste etape care să știi că m-au ajutat foarte mult și m-au format. Am lucrat în domeniul știrilor, un domeniu care te ține tot timpul în priză, un domeniu foarte alert, un domeniu care uh, te consumă destul de mult și trebuie să-ți placă foarte foarte mult această meserie ca să, să poți să o practici. Uh, între timp, m-am făcut și facultatea de psihologie, și ușor ușor am ajuns în zona asta spirituală, în zona asta pentru că îmi place foarte mult să văd. Uh, Dincolo de uh, ceea ce se prezintă uh, în fața noastră, să înțeleg oamenii foarte bine, da? să, dincolo de cuvinte, dincolo de aspect. Uh, și am fost fascinată de acest lucru. Și ușor ușor am ajuns în zona asta spirituală să. Uh, cercetez mai multe terapii neconvenționale, radiestezia, care în timp mi-au dovedit că sunt de foarte, foarte mare ajutor pentru creșterea noastră, pentru evoluția noastră și am ajuns la stadiul în care fac și presă, fac o emisiune tot pe teme spirituale, dar și am și întâlniri, consultații cu oamenii față în față care îmi plac foarte, foarte mult. Așa este, este o activitate foarte bogată, desfășurată de tine și vreau să te întreb ai avut o experiență sau ceva care te-a determinat să alegi acest drum? Nu. Nu. A fost pur și simplu curiozitate. Am început cu numerologia, puțin cu astrologia și mi-am dat seama din ce în ce mai mult că sunt din ce în ce mai multe aspecte subtile, acele lumi subtile la care noi putem avea acces prin cunoaștere. Cred că m-a fascinat la început numerologia și am început să studiez, să fac cursuri și m-a fascinat foarte tare. Și de acolo, odată ce intri pe calea asta, fie că vorbim de astrologie, fie că vorbim de numerologie, fie că vorbim de radiestezie, începi ușor, ușor să îți pui din ce în ce mai mult multe întrebări, să cauți mai mult, să cercetezi mai mult, să afli mai multe răspunsuri. Și am ajuns la uh, următoarea concluzie eu din tot ce am studiat până acum, că sunt foarte curioasă ca și jurnalist și atunci am încercat să mă documentez din fiecare ramură ce reprezintă, să știi că toate îți dau aceleași răspunsuri. Adică eu am fost și la psiholog, am fost și la numerolog, am fost și la astrolog să-mi fac astrograma, am fost și la sesiuni de tarot. Toate aceste căi de cunoaștere îți oferă toate uh, aceleași informații. Și pe mine asta m-a fascinat foarte tare, că până la urmă primește aceleași răspunsuri, indiferent de ce formă de cunoaștere vorbim. Așa este. Ce sfaturi le dai uh, celor de acasă, cei care caută răspunsuri, fiindcă noi de asta și apelăm la numerolog, la astrolog? Uh, um... Pentru a afla niște răspunsuri, cum ar trebui cei de acasă să se raporteze la aceste domenii de cunoaștere și um, care ar fi modul corect, fiindcă de foarte multe ori, oamenii se raportează la aceste domenii uh, ca, la, um, un, ca la cineva care ar trebui să le spună exact motamo ce să facă sau. Da. Aș vrea să lămurim un pic. Da, sigur subie. că da. În primul rând, aceste forme de cunoaștere nu trebuie privite. Este o mare greșeală să privești radiestezia, astrologia, numerologia ca și ghicit, ca o artă a ghicitului, ca o artă de a-ți prevedea de a prevedea viitorul pas cu pas. Nu există așa ceva. Sunt niște repere pe care le primești din toate aceste forme de cunoaștere. Afli foarte multe lucruri despre tine, despre potențialul tău, dar niciodată nu o să-ți spună nimeni uh, care este viitorul tău pas cu pas peste un an, peste șapte ani, peste zece ani. Dacă pleci din start de la premiza de a-ți ghici viitorul, este greșit toate aceste forme sunt utile pentru autocunoaștere, pentru a ști să te echilibrezi, pentru a ști ce decizii să iei, în ce moment să le iei. Și atunci etapele astea te duc pe un drum mai lejer. Dacă tu știi, spre exemplu, că ai o predispoziție, nu știu, către invidie, către gelozie, către agre agresivitate. Se văd, se văd și în numerogramă, se poate, tu știi foarte bine, se văd și în astrogramă, se pot măsura și radiestezic. Atunci știi că tu ai de lucrat cu tine pe zonele astea. Și te ajută foarte mult să crești, să evoluezi, să te dezvolți, să descoperi. Cu toții avem Răni, traume, suferințe, un bagaj emoțional al nostru preluat pe linie transgenerațională, dacă vorbim de karmă și așa mai departe. Însă, știind toate aceste lucruri, știi pe ce ai de lucrat concret? Eu am de lucrat pe stima de sine, eu am de lucrat pe iubirea față de sine, eu am de lucrat pe iertare. Cu toții avem un aspect și cred că. Procesul ăsta este unul de durată. Eu cred că nu se termină în existența asta. Adică, cine spune că și-a rezolvat toate problemele și stă liniștit, eu nu cred. Pentru că tot timpul descoperim în noi aspecte care se cer șlefuite, care se cer scoase la lumină, vindecate anihilate și uite așa cât un pic, cât un pic, nu trebuie să ai pretenția, gata, sunt, am intrat în zona asta spirituală și de mâine mi se schimbă viața 380 de grade. Da, ți se schimbă viața, mie mi s-a schimbat viața, dar este un proces, pas cu pas, trebuie răbdare, trebuie să nu pui presiune pe tine, trebuie să te documentezi foarte mult, să citești. Eu cred că lunar mă duc la câte un curs să învăț ceva nou. Adică nu ne culcam așa pe ureche, gata, am studiat puțin aia, aia, aia și e nevoie de foarte multă practică. Aici este cred că cea mai mare capcană pentru că sunt oameni care se duc la cursuri, se duc la psiholog, se duc la numerolog, la astrolog și nu pun în practică ceea ce învață, ceea ce primesc ca și informație. Iar practica asta se face zilnic, după părerea mea, poate la câteva zile, dacă chiar nu ai timp zilnic, dar este un proces. Nu există o rețetă miraculoasă, o rețetă magică, care de astăzi pe mâine să te schimbe. Gata, mă duc la un psiholog, mă duc la un terapeut, mi-a șters uh, toate programele din subconștient și de mâine sunt ca nou. Nu, este o muncă împreună cu specialistul. Așa este, este o muncă titanică și sunt foarte multe de-a lungul acestui drum, etape pe care fiecare trebuie să le parcurgă. Și capcane. Și capcane, bineînțeles. Ele fac parte din fiecare, din traseul nostru al fiecăruia. Este foarte important să ne cunoaștem și aceste științe ne ajută într-un fel sau altul să ne cunoaștem, să ne dezvoltăm. Ai cunoscut foarte mulți oameni, ai întâlnit foarte mulți înțelepți, să spunem așa, oameni care au căutat să cunoască. Ce sfaturi ai putea să le dai celor de acasă și ce poate ai și un motou sau ce te a impactat sau ce te-a făcut să crezi că poți transmite și altora din cunoaștere și ce le ai spune? Ce le ai transmite celor de acasă? Într-adevăr, am întâlnit foarte mulți oameni minunați prin prisma meseriei mele și eu de multe ori glumesc și spun că nu merg la job, merg la curs pentru că de la fiecare invitat, evident, permanent, învăț și eu lucruri noi de la fiecare am învățat câte ceva, fiecare m-a impactat așa foarte puțin. Ceea ce m-a impactat pe mine foarte mult din toată cercetarea asta, da? pe tine poate astrologia, pe altul numerologia, pe mine m-a fascinat radiestezia foarte tare. Am rezonat foarte bine cu acest domeniu și am continuat să practic, să învăț. Deci mai întâi am fost și am învățat emeinic Vreme bună. După aceea am început să practic și eu radiestezia, să uh, am sesiuni, uh, întâlniri cu oameni și chiar să predau cursuri de radiestezie, și îmi plac foarte mult. Eu, în momentul ăsta, practic radiestezia și practic terapiile energetice, practic Reiki. Mie îmi plac foarte mult sistemele acestea Reiki. Sunt, uh, cred că toată lumea știe ce e Reiki, este o terapie cu lumină, da, și uh, ne ajută foarte mult, nu numai în vindecarea... Uh, emoțională sau fizică, ci te poate ajuta să deblochezi foarte multe aspecte. Proiecte, drumuri, știi că se spune, avem drumurile blocate, avem proiectele blocate. Ei, prin aceste metode energetice, practic totul e informație și energie. Dacă înțelegi asta, că totul e informație și energie și că tu poți lucra din plan energetic și din plan spiritual în planul fizic, atunci lucrurile capătă un sens foarte clar. Deci, noi putem influența planul material. Planul fizic, da? din plan energetic, lucrând cu aceste uh, terapii energetice și din plan spiritual. Cum putem influența din plan spiritual planul fizic? Ne rugăm. Ai văzut că ne rugăm să ne ajute Dumnezeu să luăm un examen. Ei, noi, din plan spiritual, am acționat în plan fizic și am putut schimba, debloca acele energii, de aia mergem și la preot, să ne facă acele dezlegări, de aia. Da? ne încărcăm cu lumină la liturghie, la maslu, ne ducem să ne curățăm, să îndepărtăm toate energiile care nu sunt benefice. Și asta înseamnă uh, intervenția din plan spiritual în plan fizic și plan energetic. Asta este foarte important, fiindcă fiecare dintre noi avem de făcut aceste lucruri și sunt esențiale pentru ca noi să ne putem simți bine și să avem și o protecție. Sigur că da. Uh... Pot fi distruse aceste programe care noi le avem uh, în subconștient și care de foarte multe ori ne dau impresia că suntem blocați? Sigur că da, sigur că da. Dacă știi cum să lucrezi cu subconștientul tău și sunt acum foarte multe forme de cunoaștere care te ajută te învață să lucrezi cu subconștientul tău, cu programele pe care, care rulează acolo în subconștient și care se manifestă în viața noastră, uh, sigur că se pot schimba. Dar e nevoie de timp, adică nu se pot schimba așa, șterge cu buretele de astăzi pe mâine. S-a demonstrat științific că e nevoie de cel puțin 30-40 de zile, dacă nu chiar mai mult, să înlocuiești un program, să creezi altă rețea neuronală. Uh -huh. Adică se poate. este dovedit științific că orice program poate fi poate fi înlocuit. Fiecare trebuie să-și găsească metoda cu care rezonează. Uh -huh. Unul merge la psihoterapeut, nu știu, unu, un altcineva poate merge la un terapeut da? care lucrează energetic sunt foarte multe, important este să vrei, când vrei să te schimbi să știi că universul, cred că știi și tu asta, da. ți s-a întâmplat, îți aduce când pui intenția, vreau să fac ceva, universul îți aduce toate oportunitățile, îți aduce oamenii potriviți la momentul potrivit și dacă mă uit în urmă așa zic, wow, cum, cum s-au așezat aceste piese de puzzle, știi? Că nu le vezi mm. când te uiți în spate și de asta spuneam, eu rezonez cu radiestezia pentru că aflu ușor foarte multe lucruri prin aceste măsurători poți face o radiografie a unui om. Poți să vezi starea de sănătate pe emoțional, starea de sănătate pe mental, dacă are gânduri distructive, dacă are suferințe, traume, emoții, se vede imediat pe starea de sănătate pe emoțional. Poți vedea beneficitatea unui proiect, că cu toții ne întrebăm, vreau să-mi schimb jobul, dar o fi bine, nu o fi bine. Și întreb vecinul, și întreb uh, prietenii, ce să fac, cum să fac. Cu toții facem așa, nu, când avem de luat decizii importante. Ei, prin aceste măsurători poți afla dacă este momentul potrivit să faci schimbarea, dacă ți este benefică această schimbare, dacă ești compatibil cu acest proiect. Nu mai vorbesc de relații. Pentru că se poate vedea compatibilitatea între doi parteneri și la ce nivel sunt compatibili și la ce nivel nu sunt compatibili. Mulți dintre noi suntem poate compatibili la nivel fizic ca și nivel de atracție, dar nu suntem compatibili ca nivel de gândire. Acolo e compatibilitatea mai mică sau pe suflet, adică trăirile emoționale dintre noi sunt foarte intense, dar trebuie să lucrăm la comunicarea pe mental, la modul nostru de gândire. Și atunci poți să-ți îmbunătățești și relațiile aflând toți acești indicatori subtili. Se pot afla foarte, foarte multe lucruri, măsurând uh, radiestezic. Poate fi văzută și ca o metodă de tratament, fiindcă de foarte multe ori lumea caută aceste metode de, tra de tratament. Uh, foarte multe persoane se simt devitalizate sau uh -huh. lipsite de vlagă de energie și se întreabă, dar eu nu am energie, de unde vine chestia asta? Pot... Da, se poate măsura sistemul energetic, se poate măsura funcționalitatea ceacrelor unui om. Și atunci, dacă tu ai chakra 1 blocată, care... Are legătură cu vitalitatea, are legătură cu rădăcinile noastre, atunci știi că acel om are nevoie de o împământare. Foarte, are nevoie de împământare frecventă. Și poți să-l îndrum, da, poate fi și privită și ca și o formă de terapie, pentru că uh, sunt și niște algoritmi și niște cuvinte, fraze specifice pe care le spui în mod repetat și care se duc acolo în structurile tale și schimbă foarte multe lucruri. Puterea cuvântului este imensă, noi știm asta. La început a fost cuvântul și tot ce creăm noi cu puterea cuvântului tot prin puterea cuvântului putem decrea. Pentru că oamenii vin la mine și spun, a, simt că am un blestem sau descoper că sunt blesteme de neam, că sunt jurăminte, că sunt tot felul de informații în structurile noastre. Ce este un blestem? Este o energie cu informație. Tu dacă știi lucrul ăsta, schimbi acea informație și anihilezi acea energie. Deci tot ce am creat cu puterea cuvântului, tot cu puterea cuvântului putem decrea. Și dacă putem, ne, poate, ne ajută foarte mult, spuneai tu mai devreme, să avem protecție. Când știi că ai acești parametri sus, când lucrezi cu ei, cu fiecare în parte, automat îți crește și protecția. Dacă tu știi că ai chakra 3 blocată, încep și lucrezi și deschizi Chakra 3. Din Chakra 3 pleacă câmpul de protecție. Dacă eu am Chakra asta închisă, am și câmpul de protecție afectat. Și atunci mă lovesc, mă împiedic, mă accidentez imediat, foarte ușor. Este primul semn că am câmpul de protecție slăbit. Și atunci lucrez pe curățarea și deschiderea Chakrei și pe uh, amplificarea câmpului de protecție sau pe amplificarea câmpului vital sau pe amplificarea câmpului de emisie. da? Dacă am probleme cu Chakra 5, ceea ce înseamnă comunicarea. Pentru că știi, de multe ori uh, nu spunem lucru tot timpul la momentul potrivit. Le ținem așa noi, știi, și ni se pune nodul la în gât. Ei, atunci chakra asta se blochează și câmpul nostru de emisie. Și pot să lucrez pe fiecare aceste aspecte subtile uh, aflând acești parametri. Foarte interesant, cred că și celor de acasă li se pare la fel de interesant. Da, este. Când încep aceste fascinată. cursuri? Eu chiar sunt uh, curioasă. No, eu fac cursurile astea frecvent, îmi place să le fac la sală pentru că sunt foarte multe exerciții practice. Radiestezia nu se învață teoretic sau din cărți. Trebuie să iei acel instrument în mână, eu la cursuri ascund obiecte și oamenii cu ansa trebuie să ducă să găsească obiectul. Wow. Și majoritatea îl găsesc, da. Am făcut excepție de câteva ori și am făcut și online, pentru că erau foarte multe solicitări de la cei din străinătate care nu ajungeau la sală. Dar de regulă le fac la sală, le fac aproape lunar. Sunt mai multe module, începem cu modulul 1, după ce modulul 2, 3 și la fiecare modul învățăm câte ceva. Dar modulul 1 este practic. Stai numai și te joci cu acel instrument. Sunt niște interesant. condiții. Toată lumea teoretic poate, practic trebuie să ai foarte multă răbdare, trebuie să fii într-o stare de echilibru ca să poți măsura, nu poți măsura măsuri dacă ești agitat, dacă ești nervos, trebuie să fii într-o stare de echilibru, trebuie să fie creierul într-o stare de relaxare, în starea aceea alfa, când avem acces la subconștient. Uh, algoritmii sunt foarte importanți, întrebările pe care le pui, trebuie să știi să le formulezi ca să obții răspunsul exact. E fascinant. Când tot ai vorbit de subconștient, uh... Amintei că scopul omului este iubirea. <laughs> Spuneam eu într-un articol. Da, 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 eu așa eu știu. Așa eu așa cred că scopul nostru este să învățăm iubirea. Cu toții cred că avem această lecție a iubirii. A iubirii față de viață, față de semeni, față de creație, nu neapărat iubirea romantică, nu la aceea m-am referit. Și mai ales iubirea față de noi. Pentru că, uite, îți dau... Îți dau un exemplu, avem un parametru de radiestezie, capacitatea de iubire față de sine și capacitatea de iubire față de alții. Noi avem senzația că ne iubim, dar când măsor acest parametru, sunt absolut uimită să văd ce mici sunt aceste valori. Nu ne iubim pe noi și capacitatea de iubire față de alții. Și poți afla cât iubești viața, cât iubești bărbații, cât iubești femeile, cât iubești banii, cât iubești absolut orice, creația. și vrem abundență, mergem la tot felul de cursuri de prosperitate, de abundență. Și e firesc să vrem abundență, să avem o viață în bunăstare, stare, da? lipsită de griji. Că e firesc. Dar iubim foarte puțin bani. Pentru că în subconștientul nostru sunt foarte, foarte multe uh, programe uh, destructive sau limitate uh, legate de bani. Mm -hmm. Și atunci okay. ne blochează fluxul financiar și ne întrebăm Bă, da, de ce banii vin la mine și imediat îi pierd? Sau uh, de ce nu pot să câștig mai mult? Sau de ce uh, nu uh, reușesc să prind nicio oportunitate niciodată? Și um, simt uh, sporul cum se spune în popor, sporul, da? Fluxul financiar sau sporul. Am sporul blocat. Simți când, ai, când e un blocaj în viața ta pe un anumit domeniu. Și atunci te duci și lucrezi. Ce am? De ce am fluxul financiar blocat? Cât la sută e blocat? Dacă e blocat de mine? Dacă e blocat de altcineva? Și încep și sap din aproape în aproape cu aceste măsurători și știu pe ce am de lucrat. De cele mai multe ori ne blocăm acest flux financiar singuri. Prin programele care rulează în căpșorul nostru. Legate de bani. Frica de bani, frica de sărăcie, nu au fost implementate toate acele programe, că banii n-aduc fericirea, că nu le poți avea pe toate în viață, eu știi, le știm, da? Pe care le-am tot auzit, le-am tot auzit și prin repetiția acea informație s-a dus în subconștient, chiar dacă nu e a noastră, am preluat-o. Și ea acolo, în subconștient, în background și vine și mi-aduce blocaje în fluxul meu financiar. Și atunci știu unde am de lucru. Am un jurământ, da, de sărăcie, să spunem, de altă dată. Identific, ras câte jurăminte am? Trei. Mă apuc și lucrez pe acel jurământ. Cu ce? Cu niște algoritmi. 30 de zile anihilez prin puterea cuvântului acel jurământ. După aia verific cât la sută am anihilat din acel jurământ și văd cât mai am de lucru. Și când s-a dus, să vezi cum se deblochează multe aspecte. Ne scriu și foarte mulți oameni care sunt bolnavi. Boala cum apare în corpul fizic? Măi, uh... Boala are mai multe uh, parcurge, apare din energetic în corpul fizic, da? Uh, cred că foarte mulți au studiat cauzele subtile ale bolilor. Uh, domnul profesor uh, Constantin Dulcan, da, uh, chiar spunea, boala se creează în minte și se poate vindeca tot în minte. Uh, întâlnesc și eu oameni cu afecțiuni, dar întâlnesc și următorul caz, adică următoarele cazuri destul de frecvent. Oamenii au o stare de sănătate bună pe organism, adică dacă le măsori acest parametru, e 90 și ceva, care înseamnă o stare de sănătate extraordinar de bună. Și ei se vaită că se simt rău, 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 că amețesc, că e doare capul, că au grețuri, că nu-și revin, că nu au chef de viață, nu au poftă de viață. Ei, acești oameni au stare de sănătate pe emoțional foarte mică. Și atunci somatizează toate aceste emoții, toate aceste frici, neiertări, ure, lipsa sufletului, iarăși îți creează foarte, foarte multe probleme. Noi pierdem fragmente de suflet prin iubiri, atașamente, ură toate cele, dar pierdem frecvent din acele bucățele de suflet. Se și spune, mi-am lăsat sufletul la tine, mi-ai mâncat sufletul, mi-ai rupt sufletul, dar în înțelepciunea populară se, se, vorbea foarte multe despre suflet. În momentul în care ai pierderi de suflet, poți avea pierderi în toate aspectele vieții, inclusiv sănătate, relații, bani și așa mai departe. De -aia este foarte important să avem tot timpul sufletul întreg. Eu primul lucru pe care îl fac dimineața când mă trezesc, când mă osor, sufletul. Deja, acum știu când pleacă, adică am început să simt te apucă jalea, să știi că ai pierderi de suflet. Când ești tu așa bine, împăcat cu tine, liniștit, nu te deranjează că afară plouă, ninge, ești împăcat cu tine și cu toată lumea, ai sufletul între când te apucă jalea, să știi că ai pierderi de suflet. Partea bună este că se recuperează foarte, destul de ușor da. și chiar avem tehnici de recuperare a sufletului la curs foarte interesant. Mm -hmm. Le chemăm așa, chemăm sufletul înapoi. Chemăm sufletul înapoi. Noi revendicăm, noi suntem niște ființe suverane. Asta trebuie să înțelegem, știi? Și uh, în momentul în care pui intenția să ți revendici toate structurile tale, să ți chem sufletul înapoi, de oriunde ar fi toate fragmentele de suflet printr-o rugăciune, printr-o meditație, adică nu e ceva spectaculos. Pui intenția, stau cu ochii închiși și zic acum, suflet al meu, vino înapoi la mine de oriunde ai fi, de oriunde te-am lăsat, vino la mine curat, strălucitor, cum te-am primit la naștere, da? Uh, și îmi revendic toate structurile mele și tot ce nu e al meu, tot, că și noi mai avem fragmente ale altora prin structurile noastre, să se ducă curate de la cei cărora. La cei cărora le aparțin. Și fac această recuperare de suflet cât mai des. Și uh, oamenii simt când le vine sufletul înapoi. Simt. Simt o stare de bine, simt căldură, simt o stare de liniște și uh, chiar îmi spun. Deci chiar am simțit că mi-a venit sufletul înapoi. Deci noi suntem suverani, ne putem revendica tot. Nu există că îmi fură cineva sufletul. Că, mă rog, sunt practici, tehnici, dar nu vreau să intru în astfel de atacuri și astfel de... Dar dacă tu ai grijă de structurile tale, dacă tu ai grijă ca sistemul tău energetic să fie curat, cum îți speli corpul fizic dimineața și până seara te murdărești, așa și cu corpul nostru energetic, da? Se murdărește, se adună acolo diverse energii în structurile noastre uneori chiar și entități, dar asta e altă discuție. Da? Și atunci toate aceste energii din câmpurile noastre trebuie curățate. Și sunt foarte multe metode, de la simpla baie cu sare, pentru că sarea absorbe energia negativă, până la fumigație, iau un bețișor de salvie da? și dau așa pe lângă mine să pun intenția să-mi curețe toată aura, toate câmpurile mele de orice energie care nu mi-e benefică. Și dacă tu ai grijă ca ceacrele să fie funcționale, să fie deschise, câmpurile să fie curate, ești bine dacă ai suflet întreg, dacă ai toate structurile întregi. Atunci ai și o protecție mai mare. Câmpurile astea sunt niște... E ca o gogoașă, da? Dacă aia este strong, nu trece nimic de ea. Adevărul că noi suntem, noi simțim de foarte multe ori tot ce ni se întâmplă și dacă am fi atenți și am fi așa în liniște, am putea să percepem absolut tot ce ni se întâmplă. Da, da, da. Și am putea să respingem toate aceste energii sau forme care de foarte multe ori ne fac să ne simțim devitalizați sau slăbiți. Foarte mulți oameni spun că le este toxic să stea în preajma altor oameni sau anumiți parteneri sunt toxici. Cum facem să putem să dirijăm așa încât să ne ferim de aceste, exact cum ai spus și tu, Mai trăim într-un ocean sau... de informație, este când trăiești într-o bulă de cristal, este foarte greu să spui eu sunt în bula mea și nu interacționez cu nimeni. Suntem interconectați, inter... ființe multidimensionale și așa mai departe și cumva comunicăm. Nu știu dacă e vorba de oameni toxici, e vorba de oameni cu vibrație mai mică. Deci tu dacă ai o vibrație înaltă și întâlnești un om cu vibrație foarte mică, s-ar putea ca și tu și el să vă simțiți inconfortabil. Pentru că e așa, știi? Energiile nu sunt compatibile. Deloc. Ceea ce ar fi ideal, ar fi, ca toți cei care au vibrația joasă să se ridice, să -și ridice vibrația. Și iarăși sunt o mulțime de forme prin care poți să-ți ridici această vibrație. Vibrația asta eu cum o văd? sunt o mie de definiții dacă vrei, da. Vibrația asta este emisia ta. Tot ceea ce emiți tu, emisia ta de la gânduri, cuvinte, acțiuni. Asta mi-alcătuște mie cumva frecvența, emisia mea. Dacă în mintea mea rulează numai gânduri toxice, da, să le spunem, de invidie, de ură, de neîncredere, de suspiciune. Dacă nu sunt atente ce cuvinte folosesc, folosesc cuvinte de vibrație foarte joasă, da? Dacă fac acțiuni care iarăși sunt de o frecvență joasă, automat mi-e scade vibrația. Da? Și atunci încerc să ridic toate aceste vibrații. Important e să fim aliniați. Ce înseamnă pentru mine această aliniere? Ceea ce gândesc cu ceea ce spun, cu ceea ce simt și cu ceea ce fac, să fie aliniate. Dacă eu una gândesc, alta spun, alta fac, alta simt, atunci toate structurile mele sunt descentrate. Mentalul, emoționalul, fizicul se descentrează. Și atunci apar toate aceste probleme. Dar trebuie să tai tu cu tine. Mă, eu gândesc ceea ce spun, gândesc ceea ce fac, da? dacă ceea ce fac, ceea ce spun și ceea ce simt sunt aliniate. E foarte important. Pentru că sunt oameni știi, da? Îți spun da. în față, vai ce frumoasă ești, ce să ești, îți spun una. Și în mintea lor rulează cu totul și cu totul altceva. Este o frecvență joasă, asta. Foarte mulți oameni nu știu ce ar trebui să facă când au de luat decizii. Să-mi ascult partea rațională? Să-mi ascult sufletul? Eu cred că trebuie cumva îmbinate. Adică ți cont de intuiția ta, e primul gând care îți vine, primul sentiment care îți vine, este intuiția. După aia intervinte mintea și începi și analizezi și s-ar putea să nu iei cea mai bună decizie. Eu cred că trebuie cumva aliniat, adică nu poți să iei doar mental niște decizii fără să și simți și nu poți să iei decizii doar prin ceea ce simți fără să treci și prin filtrul rațiunii, pentru că ambele structuri uh, ne sunt... Uh, ar trebui să ne fie favorabile. Că nu le utilizăm noi de cele mai multe ori cum trebuie, asta e altceva, dar eu cred că trebuie să ne gândim și să și simțim atunci când luăm o decizie. Și dacă chiar nu poți și chiar nu poți și chiar nu poți, mai faci o măsurătoare radiestezică, mai consulți un astrolog, mai vezi în harta numerologică dacă e momentul bun. Adică, eu sunt foarte, foarte curioasă, știi? Iarăși zic că sunt jurnalist și tot timpul verific informația din trei surse. Am rămas ca la știri, știi? Adică, dacă fac o măsurătoare pentru mine, o verific din trei surse. Știi? Ca să fiu sigură că. Așa este. Ce-ai vrea să transmiți celor care te urmăresc, și prin tot ceea ce faci și tot ceea ce realizezi, ce intenție ai? Eu le transmit să-și ridice vibrația, să crească în lumină, să-și găsească propria cale, propria. Mulți oameni nu te vin la mine și îmi spun: Am venit să-mi spuneți care este misiunea mea personală. Oamenii sunt din ce în ce mai interesați de această misiune personală. Uh, uneori este înțeleasă eronată această misiune personală, pentru că nu e una singură. Sunt o serie de obiective pe care le avem pe parcursul acestui drum, al acestei existențe, și se poate măsura adiestezii cât la sută ți-ai făcut misiunea până în acest moment al vieții, din ceea ce vei tu de făcut ca spirit. Ei, și asta îți arată dacă ești pe drumul tău sau nu ești pe drumul tău. Și asta, în momentul în care ești pe drumul tău, pe misiunea ta, pe calea ta, cum se spune, sunt pe calea mea, pe calea destinului meu, atunci lucrurile se întâmplă ușor, se întâmplă firesc fără efort, fără prea multe blocaje. Iar misiunea e aia care îți bucură sufletul, știi? Și de asta mi-aș dori ca toți oamenii să-și caute misiunea, să fie pe calea lor, pe misiunea lor, să-și ridice vibrația, să crească în lumină și să-și găsească fiecare calea cu care rezonează. Pentru că suntem la momentul ăsta privilegiați, pentru că sunt atât de multe forme de cunoaștere care ne pot oferi răspunsuri, încât nu ai cum să ai o întrebare, să nu găsești răspuns. Eu nu cred. Nu cred. Adică, doar dacă trăiești așa în ignoranță, pe pilot automat, și uh, ești așa uh, la, la circunstanțele vieții, știi? Cum o vrea Dumnezeu, ce o vrea Dumnezeu, cum o fi să fie, știi? Când ești la modul ăla și aștepți ca cineva din exteriorul tău să decidă pentru tine, să ești așa ca o frunză în vânt, cumva. Când ești tu asumat, autentic, hotărât să iei decizii, să iei cârma în mână, da? să iei volanul în mână, atunci găsești și direcția. Și chiar dacă nu o găsești singur, pentru că sunt momente, și mi s-a întâmplat de nenumăratori, să nu pot să găsesc direcția singură, dar să găsesc ajutor în jurul meu, la oameni cu experiență, la oameni cu cunoaștere foarte mare, care te pot ghida, te pot îndruma. Dar repet, trebuie să fie și munca ta interioară. Fără munca ta interioară nimic nu se poate. Așa este. Și iubirea, acum, Ce părere ai despre acest subiect? Fiindcă noi toată viața, așa cum ai spus și tu, toți căutăm iubirea, într-un da. fel sau altul. Tot ce facem, punem suflet. Tot iubirea se simte acolo, pasiunea. Da, da, da. da eu cred că este, este un sentiment foarte, foarte frumos. Uh, iubirea are o frecvență foarte, foarte înaltă. Știi că de ați și se spune pe scala conștiinței a lui David Hawkins că iubirea este pe la 500 ca nivel de conștiință și de acolo apare uh, iluminarea da, uh, noi ar trebui să ne iubim în primul rând pe noi. Pentru că dacă noi nu ne iubim pe noi, nici alții nu ne pot iubi și nici noi nu putem iubi pe alții. Deci cred că totul pleacă de la iubirea față de sine. În momentul în care te iubești pe tine, te accepti pe tine așa cum ești, încerci să-ți îmbunătățești aspecte pe care toți le avem, că nu suntem perfecți, dar fiecare avem acolo rănile noastre, atunci poți iubi și pe alții mai ușor, îi poți înțelege și pe alții, poți deveni mai tolerant. Când iubești viața, când iubești natura, când iubești creația, când iubești muzica, când iubești orice, îți ridică vibrația. Deci iubirea îți ridică vibrația. Are o frecvență foarte înaltă și cred că cele mai mari probleme pe care eu le-am avut în existența mea, le-am rezolvat cu iubire. Nu vorbesc de iubirea aia necondiționată între doi parteneri, adică e mult spus necondiționată, pentru că condiționezi, vrei, nu vrei, ai așteptări și n-ai cum să nu ai așteptări. Dar e vorba de iubirea aia ca, ca, sentiment, față de orice. Față de animale, față de plante, față de natură, față de absolut orice. Când simți că e mai în iubire, ea se întoarce la tine îți ridică foarte mult vibrația. Ai văzut că în momentul în care uh, ești îndrăgostit, nu îți vine să uh, zbori, da? Ai văzut ce, ce forță ai, ce forță îți dă, da, iubirea, nu mă rog, nu îndrăgostea de la început, dar iubirea aia îți dă putere, îți dă forță, simți că poți muta munții din loc. Asta înseamnă că ai o vibrație foarte, foarte ridicată în momentul ăla. Și poți face orice, nu ai văzut că nu mai e teamă când simți că iubești așa și ești iubit cu pasiune și ți -e bine? nu se mai temă de nimic. Dispar și frici, dispar și temeri, ai încredere în tine. De da, asta, cu toții căutăm iubirea pentru că este un sentiment care ne înnobilează. Așa este și cât de important este să putem să ne gândim în fiecare zi ce ne face să ne simțim bine, ce ne aduce în această stare încât să simțim că suntem în forma noastră maximă. Avem și zile bune și zile mai puțin bune. Acum nu să pot să știi, adică nu vreau să se înțeleagă că eu n-am zile proaste sau că eu nu am zile când sunt triste, supărate, dar am învățat să nu stau mult în aceste stări. Cum stăteam înainte, da? Acum, dacă simt că sunt o stare, încep și îmi pun întrebări: De ce simt asta, de ce am ajuns aici, dacă eu devin, dacă e celălalt de vină, nu Adică, trec prin niște filtre, nu mai stau să dau vina pe celălalt, dar mă simt rău din cauza lui X. Nu, e, e din cauza noastră, că am permis lucrul ăsta la un anumit nivel. E firesc, e uman, nu trăim, uh, nu trăim în munți izolați și să stăm doar în meditație și zen, trăim printre stimuli și uh, este important să învățăm să facem față la acestor stimuli, adică să nu ne mai pese acele butoane, toți stimuli ăștia, știi? Te enervezi în trafică, nu ai ce să faci, oricât ai fi de zen. La un moment dat te mai enervezi, da. dar nu stai în starea aia. Zici ok, da, da, da bine binecuvântez, practic recunoștință, mai lasă că a fost un moment prost. Dar lasă că, uite, astăzi mai am de făcut aia, uite, astăzi mă duc la Ana și o să fie, o să mă simt bine cu ea, știi? Chiar dacă am stat în trafic, să zicem, o oră, știi? Și m-am... Astea sunt lucruri mărunte de care, pe care noi uneori le dăm prea multă importanță și acolo pierdem multă energie. Cred că toți în viață am trecut și peste aceste momente care de foarte multe ori ne-au devitalizat și ne-au făcut să ne simțim așa că pierdem orice, ne pierdem orice speranță. Dar tu prin tot ceea ce spui, ne aduci din nou speranța și celor de acasă. Da, mă, da, este viața e frumoasă. Cum te Sunt provocări toate aceste momente Când sensibile? Tu... Da, Cred că mă ajută și uh, natura mea de leu, aproape Categoric. de leu, da cred că am acolo un bagaj cu care am venit, în sensul că, da, și eu mă supăr, dar eu nu pot să țin ranchiună. Adică eu exbucnesc așa un pic caleu, mă îmi înfoi cu ama și după aia mă, mă, relaxez destul de repede. Nu țin ranchiună, nu mă culc supărată. Dacă simt că sunt supărate și că am o zi proastă, eu mă apuc și mi-a prind o lumânare și aprind bețișoare parfumate și îmi pun o muzică de relaxare și vorbesc cu o prietenă, dar nu neapărat să-i povestesc să-i vărs durerile mele, mai sunt și momente în care mai simți nevoia să te descarci către cineva, dar în general încerc să găsesc ceva frumos. Nu știu, mă duc în oraș, mă duc prin mall, să-mi clătesc ochii, să-mi clătesc mintea, uh, plec, nu știu, în natură, îmi place foarte mult să călătoresc. <laughs> Adevărul că este foarte frumos și mai ales că natura de foarte multe ori Danie, ne ajută. Da, da, da. În cel mai indicat ar fi momentul în care ești supărat, îți iei o pauză, pentru că noi în momentul în care suntem supărați avem acea tendință de a rula și rula și de a amplifica și de a crea scenariu după scenariu și ne scade vibrația din ce în ce mai mult. Ei o pauză, spui stop, mă duc, nu știu, în parc, mă duc, stau lângă un copac, stau pe pământ, stau cu tălpile pe pământ, vizualizez cum mă încarc cu acea energie a pământului, prin tălpi, așa, pur și simplu vizualizez cu, prin tălpile mele, Intre energia Pământului, care mă purifică, care îmi dă vitalitate, vizualizez o lumină de sus, care vine cu ca un duș de lumina urie, da? care mă purifică, care curăță toate energiile care nu sunt benefice din structurile mele, care mă liniștește. Adică eu am tehnicile astea vizuale. Ne ajută foarte mult această vizualizare, foarte, foarte mult în aceste momente tensionate. Deci, pur și simplu, dacă ăsta este exercițiul pe care îl fac eu mă împământez, aduc energia pământului în structurile mele și vizualizez o lumină aurie care curge pe mine, ca o cascadă care mă spală. Și mă mai rog la ghizii mei, la îngerașii mei, și atunci imediat ieși din starea, că începe vibrația de ușor-ușor să-ți crească și ieși din starea negativă. Încercați exercițiul ăsta cu pământarea și cu dușul de lumină. Și mai spuneți o rugăciune sau vorbiți cu ce ghid vreți voi, nu știu, că e sfânt, că e... Doamne, doamne, că e îngerul păzitor și imediat ieși din starea asta. Și pentru cei care sunt singuri, foarte multă lume singură, foarte multe fete, băieți singuri, ne întreabă unde își pot găsi dragostea, ce trebuie să facă. Au întâlnit același partener, au schimbat de ce parteneri sunt toți la fel, n-am noroc, n-am soartă. <laughs> Da. Uh, nu știu dacă e chestia de nou, nu cred în chestia asta de soartă. Adică, eu am înțeles care e diferența între soartă și destin, știi. Uh, nu, sunt tot, tot blocajele noastre sunt și acolo. Și în momentul în care te relaxezi. Uh, și lași să vină spre tine la momentul potrivit, persoana potrivită, să știi chiar vine. Eu îți spun din experiența mea. Când vreau ceva cu îndrăgire, vreau, 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 emit acea energie a disperării, a nerăbdării, care sunt de vibrație joasă. Și atunci blochez tot. În momentul în care mă relaxez, dacă chiar mă relaxez, nu mental, nu mi-o spun gata, m-am relaxat, chiar simt că m-am relaxat, zic, asta e, sunt singură, cât o să mai fiu singură, un an, doi, o veni și la care e pentru mine, să știi că o să vină. Chiar o să vină. Noi punem foarte multă presiune, disperare. Și astea sunt emoții de vibrație joasă, care blochează partenerul potrivit să vină în viața noastră. Ați auzit? <laughs> nu trebuie să o cauți undeva. Unde să o cauți? Ce? Gata. Mă duc acum să rup cluburile, să găsesc pe. pe cel. Nu merge chiar așa. Da, ok, ieși, socializezi, ieși în societate, să poate apar oportunități, dar nu ieși cu gândul, Doamne, mă duc în seara asta în club să-mi găsesc partenerul potrivit, sau ies în seara asta în oraș să-mi găsesc partenerul potrivit. Nu, nu, nu. Trebuie să fii relaxat. Și vine. Așa este și foarte multă lume atrage același tipar de partener. Da, da, da. De ce? Pentru că sunt oglinzi și reflectă ceea ce avem în noi nevindecat. De-aia o femeie atrage același tip de partener alcoolic, să zicem, da? Cunosc femei care au avut câțiva parteneri, toți cu aceeași problemă, da? Alcoolul. De ce? Pentru că este ceva în ea care atrage acest tip de partener și până nu lucrează cu ea, nu se schimbă exteriorul. Noi asta vrem să facem și am înțeles și eu după mult timp. Noi asta suntem tentați să facem, să schimbăm exteriorul. Avem nevoie asta de control și vrem să schimbăm exteriorul. Da, procesul e invers. Începem cu interiorul, și apoi se schimbă și exteriorul. Apar alte oportunități, alți oameni, alte situații. Când îți ridici, ăsta e secretul. Deci, dacă vrei să concluzionăm secretul, dacă putem spune așa, este să-ți ridici vibrația. Cu cât tu emiți pe o vibrație mai înaltă, cu atât apar oameni, situații, oportunități. Mai bune, pe nivelul vibrației tale. De aia se spune că nu e viitorul bătut în cuie, pentru că noi ne ducem pe câte o linie de destine în funcție de vibrația noastră. Ești pe o vibrație joasă, o să atragi oameni în situații de vibrație joasă și o să te întrebi, da, de ce n-am noroc, da, de ce îl atrag numai pe ăsta, da, de ce n-am bani, da, de ce am ghinion. Pentru că ești într-o vibrație joasă. Cu cât îți ridici vibrația și lumina din tine, cu atât o să atragi oameni și oportunități pe nivelul tău și va fi mai bine. Iar cei care nu mai sunt pe vibrație cu dumneavoastră o să simțiți cum pleacă și zice da. și ăsta. Da, 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 Amint. da, se face curățenie. Să știți că se... Da, 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 să știți că schimbarea asta, evoluția asta spirituală și creșterea asta spirituală vin și cu foarte multe schimbări care de cele mai multe ori nu sunt confortabile, pleacă oameni din viața ta. Da sunt niște binecuvântări ascunse eu tot timpul asta am înțeles și asta știu că în momentul în care pleacă cineva din viața mea sunt acolo niște binecuvântări ascunse universul știe de ce doamne doamne știe de ce el scoate pe acel om din viața mea așadar fetelor nodolisan ododoru că o să vină următorul <rătă> Ca să și fetelor și mai măsurați măsurați e asta și potrivit e asta e, e... Georgică compatibil cu mine, nu e compatibil, e benefică relația acum, peste șapte ani, peste doi ani și știi Mie una mi s-a ridicat vibrația cu această emisiune categoric, mă simt foarte bine și vreau și dumneavoastră să o căutați pe Dana, care cu, aceste, cu această metodă de radiestezie poate măsura compatibilitatea între dumneavoastră și partener, poate să vă ajute să înțelegeți nivelul de energie care îl aveți, dacă alegerile pe care le faceți sunt potrivite pentru dumneavoastră. Dacă e momentul potrivit, da, ne arată, ne arată. Și alte multe lucruri care sunt uh, foarte interesante și acum uh, am prezentat doar o mică parte, vă dați seama, în uh, aceste minute. Pentru mine a fost o reală plăcere. Și pentru mine. Uh, Nici nu știu cât repede. a trecut. Exact. Uh, dar promit să o mai aduc pe Dana aici cu alte secrete ale ei. Cu mare drag. Uh, despre tot ceea ce înseamnă viață, iubire și aceste metode care ne ajută de vindecare alternativă. Uh -huh. uh, um, Îți mulțumim, Dana, pentru prezență și ne da, așteptăm și, și altă dată. Da, și eu îți mulțumesc tare, tare mult pentru invitație și mi-a făcut plăcere să fiu astăzi alături de tine, chiar că nu știu când a trecut vremea și uh, îi salut pe toți cei care ne urmăresc și le doresc o vibrație cât mai, cât mai înaltă. Așa să fie și eu vă doresc un weekend plăcut și ne revedem vinerea viitoare.